Săptămâna aceasta, polițiștii rutieri Hunedoren desfășoară o amplă acțiune denumită Road Pole Speed, destinată verificării respectării regimului legal de viteză și a prevenirii evenimentelor rutiere cauzate de viteza excesivă. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, în primele 7 luni ale acestui an, la nivelul județului, din cauza vitezei neregulamentare, au avut loc 13 accidente rutiere grave, în urma căror 3 persoane au decedat și 11 au fost rănite grav. Astfel, 27% din totalul accidentelor grave a avut viteza drept cauză generatoare. În România, viteza maximă admisă în localități este de 50 sau 70 de kilometri pe oră, cu acordul administratorului drumului public, respectiv 100-110 kilometri pe oră în afara localităților, 120 de kilometri pe oră pe drumurile expres și 130 de kilometri pe oră pe autostrăzi. Oamenii legii recomandă conducătorilor auto să respecte regimul legal de viteză aplicabil pe tronsonul de drum pe care circulă, să adapteze în permanență viteza la condițiile meteo-rutiere, să circule cu prudență și să respecte semnalele polițiștilor rutieri, inclusiv pietonii trebuie să fie extrem de precauți.